Ne-am întors, este ziua amenințărilor fără precedent de la Moscova la adresa Occidentului. Ziua a început cu un ordin al lui Putin privind un exercițiu militar cu arme nucleare. Apoi ambasadorii Marii Britanii și Franței au fost chemați la raport de Lavrov și ar fi primit amenințări la adresa unor obiective britanice și franceze. Ministerul rus de externe susține în plus că livrarea de F-16 Ucrainei e de fapt o amenințare nucleară a Statelor Unite, că fiecare avion F-16 va fi văzut drept un potențial purtător de rachete nucleare. Între timp, președintele chinez e pe cale să fie primit la un dineu de gală la Palatul Elysée de către Emmanuel Macron. Vom vedea în direct imaginele la Digi24. Începem să discutăm în această seară despre toate aceste lucruri împreună cu politologul Cristian Pârvulescu și Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Ni se va alătura în scurt timp și sociologul Vladimir Ionaș. Bună seara, domnilor, și bun găsit! Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în această seară. Haideți să începem cu aceste amenințări și chemări ale ambasadorilor la ordine la Ministerul de Externe al Rusiei. Domnule Diaconescu. Da, argumentul public a fost acela că Moscova este deranjată de afirmațiile președintelui Macron, în egală măsura lui David Cameron, fost prim-ministru al Marii Britanii, actualmente ministru de externe, în legătură cu legitimitatea prezenței militare occidentale în Ucraina, cu lovituri pe care Ucraina ar putea să le execute pe teritoriul Federației Ruse, mă rog, Crimeea fiind considerată de Moscova ca aparținând Federației Ruse, folosind armamentul britanic. Sunt declarații pe care Moscova le interpretează de o manieră categorică și a generat această convocare. Aici este o nuanță pe care aș vrea să o subliniez oarecum interesantă. Ambasadorul Franței nu este clar ce tip de mesaj a primit. Mai mult decât atât, deosebit de ambasadorul Germaniei la Moscova, care a fost retras, ambasadorul Franței se pare că va avea mandat să participe la ziua parada militară de pe 9 mai. Sunt discuții din acest punct de vedere. Sigur, este și președintele Chinei astăzi la Paris și de aici întregul joc diplomatic foarte complicat care asociază amenințarea cu un anume tip de semnal indirect. Președintele Chinei a primit un mesaj, în primul rând, de încurajare în legătură cu descurajarea pe care a generat-o, cel puțin retoric, în relația cu Federația Rusă privind folosirea armei nucleare, dar pe de altă parte și în ceea ce privește sprijinul pe care îl dă China Federației Ruse cu subansamble pentru armamentul război. Și o să discutăm separat pe larg și despre vizita președintelui chinez în Franța. Domnule Pârvulescu, aceste amenințări nu sunt nici primele și cu siguranță nu vor fi ultimele. Ce sens au ele? Ce rost ar trebui să aibă în jocul ăsta geopolitic? Mie mi se pare o dovadă în plus de slăbiciunea Rusiei. Orice amenințare este o dovadă de slăbiciune, de altfel și contraofensiva pe care sunt în plină desfășurare sau desfășoare să o facă în zona Donbasului nu pare să fie nici pe departe reușita pe care o sperau. Sigur că este un avertisment transmis Occidentului, dar să știți că momentul este foarte prost ales. Pentru că este momentul în care, o să discutăm mai târziu, a spus, dar Xi Jinping se află la Paris și dacă există cineva care a avut un rol în a împiedica Rusia să escaladeze acest discurs privind arma nucleară, este Xi Jinping, care a cerut expres și într-o poziție oficială la conferința de presă lui Vladimir Putin să nu mai folosească această amenințare. Ori ceea ce face astăzi, ceea ce a ordonat pentru că nu se întâmplă încă, este ca armamentul nuclear din zona de sud a Rusiei să fie antrenat, să se facă exerciții pentru posibile lovituri nucleare. Au fost amenințată Anglia, a fost amenințată Franța, dar în realitate Rusia este într-un moment destul de complicat pentru că nu-și atinge obiectivele nici măcar pe termen foarte scurt, dar minte cele pe termen mediu și lung. E adevărat că, o să discutăm probabil și despre asta, există în momentul de față tot felul de știri alarmante referitoare la posibile atentate pe care Rusia le va realiza,
Nu sunt unul dintre naivii care îmi imaginez că alte atentate care au avut loc până acum nu au fost organizate de serviciile rusești. N-am această naivitate să-mi imaginez că n-au folosit mișcările islamiste de foarte multe ori pentru tot felul de operațiuni. Este în tradiția serviciilor secrete rusești. Deci faptul că acum occidentalii pun degetul pe rană este pentru că situația e oarecum complicată privind Jocurile Olimpice de la Paris. Nu se știe ce se va întâmpla acolo și sunt o serie întreagă de situații, cel puțin deschiderea jocurilor, care prezintă oarecare riscuri. Au cerut Rusiei să-și ia un angajament și să lupte împreună împotriva terorismului, iar Rusia a refuzat. Nu știu cum poate interpreta orice om normal de pe lumea asta refuzul Rusiei, dacă nu ca un fel de avertisment, dacă vreți. Și este dovadă că Rusia se simte slabă dacă folosește astfel de argumente. S-a vorbit zilele acestea despre arestarea unor cetățeni ruși în Germania care ar fi urmărit să atace niște baze militare germane. Se vorbește despre foarte multe lucruri. Mi-e greu să am o imagine foarte clară și lipsită de ambiguități legate de operațiunile rusești în momentul acesta, pentru că, de fapt, avem doar articole de presă, nu avem încă poziții oficiale foarte clare. Ni s-a alăturat discuția, așa cum vă anunțam, și sociologul Vladimir Ionaș. Bună seara și mulțumim mult că ați venit. Ne uităm la aceste noi amenințări care vin de la Moscova și ambasador chemat la Ministerul de Externe. El ar trebui să joace un rol și pe plan intern în fața opiniei publice ruse, pentru că, trebuie precizat, aceste gesturi și aceste amenințări sunt amplu mediatizate în presa de stat de la Moscova. Din punctul meu de vedere, ăsta e principalul rol. Este o linie de comunicare pentru piața internă, inclusiv ceea ce se întâmplă cu chemarea ambasadorilor la Ministerul de Externe. La o numărătoare rapidă este a 34-a sau a 35-a oară de la începutul invaziei din Ucraina, când se vorbește despre folosirea armelor nucleare de către partea rusă în diferite zone din Europa, Statele Unite sau Ucraina. Deci nu știu dacă mai este cineva din partea occidentală care să fie foarte impresionat de acest discurs. Este un discurs pe care îl folosește partea rusă, mai ales în mass media, sau domnul Medvedev, pe care eu îl denumesc circarul regelui. Cam în rest nu cred că e o discuție, inclusiv antrenamentele. Cred că și aici a 7-a sau 8-a oră când au loc astfel de antrenamente cu armele nucleare, ba cu submarine, ba cu avioane, ba cu vase și așa mai departe. Deci e în linia de comunicare pe care Federația Rusă a avut-o în ultimii 2 ani și jumătate. Mai degrabă însă, domnule Diaconescu, există îngrijorări privind ceea ce domnul profesor Pârvulescu menționa puțin mai devreme, acele posibile acte de sabotaj de pe teritoriul Uniunii Europene pe care l-ar face direct sau indirect forțe rusești. Da, se pare că este o temă foarte serioasă. Discuția, evident, nu este neapărat una publică, dar preocuparea cancelarilor occidentale este una extrem de complicată în acest moment. Au avut loc o serie de acțiuni ambigui din punctul de vedere al provenienței lor, depozite, fabrici, Germania, Suedia, sunt anumite accidente, care sigur pot face parte dintr-o acțiune deliberată sau pot fi caz de forță majoră. Dincolo de această problemă, intervine tema războiului hibrid. Și aici mergem spre alegerile din Europa, fie pentru instituțiile europene, mergând până în marțea din noiembrie din Statele Unite, preocuparea este enormă, pentru că o reușită de vulnerabilizare a statelor Alianței Nord-Atlantice, de contorsionarea mesajului către opinia publică în ceea ce privește Europa de Est, implicit Ucraina, poate fi un pericol mult mai serios. Ori, din această perspectivă, aici, sigur, măsurile nu pot veni strict din zona instituțiilor de forță. Este o problemă de comensurare, de conștientizare la nivelul partidelor politice, a mesajelor care se transmit, a înlăturării, ceea ce uneori e dificil, nu numai în România, a idioților utili din politică,
Iar aceștia pot fi contracarați printr-un mesaj într-adevăr bine așezat. Vreau să dau rapid un exemplu, dacă îmi permiteți, e vorba de Polonia. Polonia astăzi a primit, ieri, a primit semnalul în ceea ce privește ridicarea amenințării și sancțiunilor privind funcționarea statului de drept, așa cum din 2017 funcționează între instituțiile europene și statul polonez. Ce avem aici? Avem președintele Consiliului European, Donald Tusk, actual premier, și permiteți, pentru că îl cunosc, ministrul de externe Sikorski, oameni europeni extrem de eficienți care au câștigat împotriva unor partide politice sau a unor orientări de mesaje radicale fostul partid de guvernământ din Polonia. Deci se poate. Deci pe o logică democratică, pe o funcționalitate politică bine aplicată, se poate contracara prin mijloace democratice, încă o dată o spun, acest tip de mesaj folosit intensiv de Moscova. Războiul hibrid despre care vorbește domnul Diaconescu, în acest război este din plin și România. Doar că aici clasa politică pare să fie mult mai puțin eficientă a combate sau în a găsi soluții precum cele menționate de domnul ministru Diaconescu în Polonia. Avem două tipuri de politicieni în România. Avem putinopacifiștii, cei care pun pacea, chiar dacă este în favoarea lui Putin și în defavoarea României și a Europei. România este Europa. Și mai avem pe așa zis și pragmatici, care se uită în sondajele de opinie al domnului Ionaș și spun: opinia publică românească se teme de război, deci noi nu avem război hibrid. Această negare este una de-a dreptul periculoasă, pentru că realitatea este că România, nu de azi, nu de ieri, ci de foarte multă vreme, este obiectul unui atac permanent, continuu și subtil al Rusiei. Pentru că nu vorbim doar de atacurile acelea în care cetățeni ruși sau agenții de presă rusești, organe de presă rusești sau cei care sunt afiliați lor transmit informații. Nu, vorbim despre folosirea imaginarului colectiv românesc. Vorbim despre mituri ale conspirației care sunt foarte bine inserate în dezbaterea publică și care își ating obiectivele. În primul rând, sapă la încrederea românilor în democrație și Uniunea Europeană, încredere care nu aș spune că se află în degringoladă, dar nu mai este nici pe departe la nivelurile la care era în urmă cu câțiva ani, atunci când această ofensivă încă nu începuse. Nu spun că e doar această ofensivă care explică totul, dar fără această ofensivă aceste idei nu ar fi ajuns atât de repede la cei care erau gata să le accepte, pentru că trebuie să vă spun că acești oameni nu sunt niște naivi manipulați. Au motivele lor pentru care aderă la aceste teorii. Din păcate însă, dacă negi existența războiului hibrid, n-ai cum să-l contraataci. Lași și instituțiile europene să o facă, ori mijloacele pentru contracararea lor sunt la îndemâna autorităților române, nu la îndemâna autorităților europene. Ceea ce poate face Uniunea Europeană e foarte puțin în contextul ăsta. Pe câtă vreme autoritățile române ar putea face mai mult, dar o vedem cât se poate de clar, pentru că, spre exemplu, primul ministru, chiar aici în studio, fiind invitat, nega cu vehemență existența războiului hibrid. Nu sunt decât câteva săptămâni de atunci. Spunea că în Moldova există, dar în România nu. Știți, aceleași mituri conspiraționiste care funcționează în Moldova, funcționează și în România. Probabil nu cu același succes, pentru că noi nu avem vorbitori de limbă rusă care se cadă foarte repede în plasa unora dintre ele. Trebuie să privim foarte serios această amenințare. Și americanii în 2016 n-au crezut că sunt obiectul unui război hibrid, iar rezultatele s-au văzut și se văd și astăzi. E o națiune fracturată, cum și națiunea română e fracturată în momentul de față. Nu sunt fracturi noi, doar că prăpastia aceasta crește. Domnule Ionaș, ce se vede în sondajele dumneavoastră? Evident că, într-adevăr, oamenii se tem de război. E principala, dacă îi întrebe, principala temere în perioada următoare. Până la urmă, e natural să fie așa. Nu cred că e o surpriză. În nicio țară nu cred că oamenii își doresc să fie partea unui conflict. Eu, nefiind expert în comunicare sau în relații internaționale, eu văd puțin mai simplist problema asta. Război hibrid. Totdeauna a existat încercarea de a manipula din partea unei părți și din partea celorlalte părți. Îți funcționează manipularea în momentul în care
piața internă, clasa politică internă creează condițiile necesare. Asta s-a întâmplat și în Statele Unite în 2016, asta se va întâmpla oriunde, în momentul în care clasa politică locală, și eu nu vorbesc numai de România, vorbesc la nivelul întregii Uniunii Europene, este extrem de slabă. Și nu au obiectivele clasei politice nimic în comun cu obiectivele societății. În momentul în care ai o societate care s-a obișnuit cu binele și vii peste noapte și încerci să-i răstorni toate valorile și principiile și așteptările pentru că se întâmplă ceva în vecini, atunci așteaptă-te, dacă nu ești în stare să comunici cum trebuie și nu ești transparent, să fie victima unei manipulări. Cel mai bun exemplu că manipularea rusă poate fi contracarată e chiar Ucraina, unde președintele Zelenski, manipulând la rândul său, pentru că până la urmă asta înseamnă să câștigi voturi și să participi într-o cursă electorală, a reușit să blocheze orice manipulare și să câștige alegerile. Adică Federația Rusă n-a reușit să-și impună un președinte în Ucraina, da, dar a reușit în alte locuri, printr-o astfel de manipulare, împingând, să spunem, teme care erau sensibile, să dea un câștigător pe care îl preferă. Vom vedea cum vor arăta alegerile de anul ăsta. Mă îndoiesc că alegerile europarlamentare vor fi unele care să aibă un impact așa de mare, pentru că, în primul rând, eu am mai spus, nu contează atât de mult rezultatul alegerilor europarlamentare, pentru că oricât de mult ar fi în anumite țări o victorie a unor partide extremiste, radicale sau oricum vreți să le denumim, până la urmă tot cele două mari familii europene vor avea majoritatea și vor conduce Comisia Europeană și vor lua deciziile inclusiv în Comisie și în Consiliu. Contează, da, într-adevăr, alegerile prezidențiale din Statele Unite, punctual în țările unde vor avea loc alegeri. În România, impactul războiului acesta hibrid al Federației Ruse este extrem de mic. Din două motive. Unul, că nu avem vorbitori de limbă rusă și, în al doilea rând, reacția față de Federația Rusă a societății este una negativă. Deci temele pe care ar încerca să le împingă au o nișă extrem de mică și clar definită pe care o pot atinge și, de altfel, au și atins-o în momentele de glorie anumite partide în România. De acord, domnule Diaconescu. Războiul hibrid este definit în orice școală de relații internaționale ca fiind agresiune, folosind toate mijloacele posibile, diplomatice, politice, economice, comunicaționale, presă, mai puțin agresiunea directă convențională sau nucleară, cea militară. Din acest punct de vedere, trebuie să conștientizezi faptul că, indiferent de eficiența mai mare sau mai mică, războiul hibrid te privește. Deci este un atac. Cum răspunzi la acest atac? Sigur, printr-o clasă politică matură, prin atașamentul la valori și a nu-ți fi rușine să vorbești despre acest lucru. Eu, sincer, vă spun, ani buni în urmă, cum bine știți, era o zonă tabu, accesul nostru în Uniunea Europeană și Alianța Nordică, în lumea liberă. Văd că acum nu mai vorbește nimeni despre acest lucru. Sigur, orice țară ai face un studiu sociologic, vă spune, nu vrem război, ne temem, evident. Lucru care se întâmplă și în Ucraina. Dar, pe de altă parte, în mod categoric, care sunt măsurile pentru a-ți apăra poporul, inclusiv din punct de vedere al mentalului, inclusiv din punct de vedere al fricii? E natural, e existențial. Nici ucrainenii nu și-au dorit război. Am un partener de negocieri la un moment dat, a fost secretar de stat, ca și mine, și își făcea bagajele, el împreună cu familia și familia fratelui său, să plece la schi undeva în Elveția. Într-o săptămână și-a folosit bagajele fratele lui pentru a sta în tranșee. Pentru că erau tot haine calde și costume care îi asigurau cât de cât o supraviețuire la un grad cât dormea în tranșee. Așa se schimbă viața. Ori, din acest punct de vedere, și aici nu este responsabilitatea poporului sau a cetățenilor, aici este responsabilitatea celor care au, 1, informații, 2, evaluarea, 3, obligația de a apăra, inclusiv în ceea ce privește războiul hibrid. Neglijarea unei astfel de atitudini în fața opiniei publice pentru a relaxa oamenii presupune un anume tip de cost, care se va plăti sau nu. Înțeleg că din punct de vedere al votului și din punct de vedere al emoției electorale nu poți discuta de război pentru că ai clar niște pierderi cât se poate de evidente. Dar din punct de vedere al responsabilității și responsabilizării nu văd un anume tip de impediment.
Deci, din această perspectivă, e interesant că astăzi în Europa se vorbește foarte mult de război. Diversi lideri, în diverse zone. Apar semnale de presă, liniile roșii în ceea ce privește Ucraina, liniile roșii în ceea ce privește o eventuală ofensivă în legătură cu statele Baltice, Polonia și România. Macron s-a referit la România. Sigur, putem considera că sunt întâmplătoare. Putem considera că, de fapt, e un mesaj contra mesaj. Este adevărat. Dar, în egală măsură, toate aceste mesaje ajung la cetățeni. Și exprimarea nu numai a noastră în jurul mesii, a dumneavoastră în presă, dar și a celor instituționali obligați să o facă, după părerea mea, trebuie să fie mult mai activ. Vă readuc aminte că în timp ce noi vorbim, la Palatul Elisee are loc un dineu unde președintele Chinei este invitat să participe în această seară după o zi în care am avut parte de întâlniri oficiale între Emmanuel Macron și președintele chinez. Sunt imagini în direct pe care le urmăriți acum. O să revenim cu ele pe măsură ce va începe acest eveniment. Sunt ultimele pregătiri și vă invit, domnilor, să discutăm și despre importanța și mizele acestor și acestei întâlniri. Domnule Părvulescu, sunt pe de o parte unele legate de conflictul din Ucraina, dar și altele economice. Haideți să le luăm pe rând. Vizita lui Xi Jinping este o vizită geopolitică în trei state, Franța, Serbia și Ungaria, care fiecare în felul său sunt adeptele unei politici mai puțin deschise față de Statele Unite ale Americii. Franța este cea mai pro-americană dintre aceste trei state, dar Franța are o tradiție golistă. Iar această tradiție golistă pe care mizează Xi Jinping, chiar dacă de la Sarkozy încoace lucrurile s-au schimbat, iar Macron e în continuarea acestei linii, și anume pe acele declarații de care vorbea mai devreme domnul ministru Diaconescu, ale lui Macron legate de politica europeană, legate de intervenția în Ucraina, care este o intervenție a Franței, nu a Statelor Unite. E o intervenție a europenilor, a armatelor europene, în calitate de armate naționale, nu în calitate de operațiune NATO. Ca urmare, pentru Xi Jinping e un pariu interesant, dar trebuie să spunem că Xi Jinping are o relație particulară cu Franța. Pe de o parte, anul trecut, când Macron a fost la Beijing, l-a invitat în casa pe care tatăl său a folosit-o când era guvernator pentru a bea un ceai. Motiv pentru care mâine va avea loc o vizită privată în Pirinei Înalți, într-o stațiune montană, unde, fără presiunea presei și altor politicieni, cele două familii vor sta împreună. Ceea ce știe mai puțin lumea este că fata lui Xi Jinping a făcut o facultate de limbă franceză. Acum este în Statele Unite ale Americii, sau în orice caz era, pentru că nu avem o imagine foarte clară, un internaut care a dat informații și fotografii despre fata lui Xi Jinping se odihnește acum într-una din îngrozitoarele închisori chinezești. Deci nu știm foarte bine dacă mai e sau nu la Harvard, dar acolo era în 2022 și unii spun că ar mai fi și astăzi. Deci are o relație particulară și a publicat în Le Figaro un editorial, tribună, cum îi spun francezii, în care spune care sunt cele trei obiective ale sale. Primul obiectiv sunt relațiile economice, ăsta e motivul pentru care Ursula von der Leyen a fost dimineață, se angajează să deschidă piața chineză față de produsele europene. Al doilea obiectiv este Ucraina, se angajează să militeze pe lângă Putin pentru ca situația din Ucraina să fie rezolvată în final prin negocieri. Și al treilea este respectul reciproc, ceea ce înseamnă, evident, acceptarea de către europeni a faptului că Taiwanul este partea Chinei și China poate oricând să îl recupereze. Nu știu cât de departe au ajuns în discuțiile pe care le-au avut deja, poate în cele de mâine vor ajunge mai departe. Cele mai dificile nu sunt cele legate de politică, ci cele legate de economie, pentru că oricâte angajamente și-ar lua Xi Jinping, eu nu cred că politica Chinei, politica economică agresivă a Chinei față de Europa, de exemplu cea în ceea ce privește mașinile electrice, se va schimba în mod semnificativ. Dar, având în vedere un conflict posibil între China și Statele Unite ale Americii, interesul Chinei este să obțină un fel de neutralitate strategică, folosesc un termen al lui Macron, a Europei,
Această neutralitate strategică e importantă. Și, pe urmă, priviți lucrurile așa. Două puteri nucleare, membre ale Consiliului de Securitate, se întâlnesc la nivelul șefilor lor de stat. E un semnal pe care îl transmis. De asta vă spuneam că inițiativa lui Putin de astăzi n-a fost una care să-i placă foarte mult lui Xi Jinping, care își va continua vizita în țările satelite, Serbia și Ungaria, pe care vrea să le preia sub controlul său, așa cum a făcut-o cu cele din Asia Centrală. De fapt, îi transmit un mesaj foarte interesant lui Putin, că nu mai reprezintă mare lucru în momentul de față în lume. Așadar, continuând ideea pe care a lansat-o domnul Pârvulescu, domnule Diaconescu, China, care vrea să transmită un mesaj întregii lumi, dar și lui Vladimir Putin și Rusiei. În primul rând, se pare că domeniul economic este unul cât se poate de complicat și atent supervizat în această vizită. Mașinile electrice, turbine eoliene, oțel, aparatură medicală, subvențiile primite de la stat de firmele chinezești care joacă pe piața europeană. Von der Leyen de dimineață a fost două ore extrem de categorică în legătură cu acest subiect și a spus că dacă nu apar modificări de atitudine din partea Beijingului, Uniunea Europeană va continua procesul deja avut în vedere în ceea ce privește o reglementare ceva mai dură privind relațiile comerciale cu China, pentru că altfel, cum spune președintele Comisiei Europene, ne pierdem locurile de muncă în Europa. Producția manufacturieră a Chinei acoperă în cam 28% din întregul potențial la nivel global. În egală măsură, da, momentele personale între președintele și președintele Macron, foarte bine a subliniat domnul profesor, sunt interesante. Președintele Macron arătând un anume tip de preemțiune în ceea ce privește inclusiv relațiile cu Statele Unite, a făcut o serie de afirmații în sensul că Franța își dorește ca Europa să nu fie practic influențată decisiv în relațiile inclusiv cu americanii. Sigur că va continua această discuție privind dezangajarea retoric nucleară a Federației Ruse și se va solicita președintelui Chinei un demers suplimentar din această perspectivă, ca de altfel și problema dotării forțelor armate, mă rog, a industriei militare din Federația Rusă cu semiconductori esențial pentru pentru rachete, diverse tipuri de proiectile. Aici este o chestiune care ține până la urmă de cinismul ordinii economice mondiale. De aceleași companii livrează și Ucrainei semiconductori pentru același tip de rachete. Sigur, acolo producția industrială este ceva mai redusă. Legat de Serbia și Ungaria, în Serbia, evident, s-a preluat momentul, marcarea 25 de ani de la atacul accidental al Alianței Nord-Atlantice împotriva unui obiectiv diplomatic chinez. Au murit 3 jurnaliști chinezi în acea perioadă. Va da președintele și un anume timp de semnal și la Belgrad, iar în Ungaria, evident, în logica de decuplare de lumea occidentală și a faptului că Ungaria a blocat o serie de decizii europene privind sancționarea Chinei în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, dar sigur vine și cu un proiect, o cale ferată între Belgrad și Budapest. Franța, prin președintele Macron, încearcă de ceva vreme să se stabilească în mentalul colectiv și pe harta Uniunii Europene ca unul dintre principalele motoare ale acesteia, și diplomatic, și economic, chiar și ca putere nucleară și ca forță armată. Această întâlnire care are loc la Paris, de reamintim celor de acasă, văd imagini în direct în acest moment, domnule Ionaș, ar trebui să fie în aceeași idee, în același spirit. Evident, președintele Macron și-a dorit foarte mult să preia acea poziție pe care a deținut-o doamna Merkel ani de zile. Din punctul meu de vedere, nu a reușit. Vom vedea care vor fi rezultatele acestei întâlniri. Din punctul meu de vedere, punctul 2 care l-ați enunțat e în strânsă legătură cu punctul 3 și probabil
vor exista foarte multe discuții aici și nu cred că se va ajunge la vreun consens. Pentru mine personal e mult mai important sau curios ce se va întâmpla la Belgrad și la Budapesta, pentru că în Serbia cel puțin investițiile chinezești au depășit toate investițiile altor state la un loc. În Ungaria de asemenea se preconizează investiții uriașe și atunci cred că e mult mai important care e legătura directă între China și principalii, da, vecinii noștri, decât dorințele domnului Macron de a fi un lider, care oricum își termină mandatul la anul, dacă nu mă înșel. Nu, e de la 2027. 2020, peste 2 ani. Mai are 2 ani, de 3 ani de luptă aprigă de a fi un lider european. Nu știu dacă, repet, nu știu dacă își va îndeplini vreodată visul acesta de a fi. Domnilor, vă propun să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, evenimentul este în desfășurare, analiza noastră continuă, vorbim despre planurile de sabotaj ale Rusiei în Uniunea Europeană când ne întoarcem. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors, continuăm dezbaterea la Digi24 și vorbim în această parte a întâlnirii din această seară despre o vizită extrem de importantă a președintelui Chinei în Europa, în Franța. S-a întâlnit astăzi cu omologul său, președintele francez Emmanuel Macron. La ora la care noi vorbim, are loc un dineu oficial la Palatul Élysée, în cinstea președintelui chinez. Vedem imagini în direct acum, chiar de acolo. O vizită cu mize multiple. Le dezbatem în această seară la Digi24 împreună cu Cristian Pârvulescu, Cristian Diaconescu și Vladimir Ionaș. Aflați aici în platoul Digi24 în continuare. Domnilor, una dintre mizele acestor discuții, pe lângă cea economică, care e extrem de importantă, va fi și este cu siguranță și discuția despre războiul din Ucraina. Care e în realitate influența Chinei în acest conflict, domnule Pârvulescu? Importantă. China este cel mai important aliat al Rusiei. E adevărat însă că acest război a transformat Rusia într-o anexă a Chinei, dependentă din punct de vedere economic și iată și militar, pentru că săptămâna trecută secretarul de stat, Antony Blinken, dezvăluia cât se poate de clar presei, ceea ce era o evidență deja de mai multă vreme, și anume că firmele chinezești au oferit materiale care au permis construcția de arme. Nu arme, ci materiale. Cum spunea domnul ministru Diaconescu, semiconductor și așa mai departe, esențial pentru ca Rusia să-și atingă obiectivele militare. Pe de altă parte, apropo de război, în iunie se va desfășura în Elveția o conferință de pace la care Rusia nu va participa, dar China va participa. De altfel, să știți că Ursula von der Leyen, parcă în mai mare măsură decât Emmanuel Macron, i-a cerut președintelui chinez să-și exercite influența și în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, unde China are o pondere importantă în influențarea Iranului. Și Iranul reprezintă în momentul de față un pericol evident în ceea ce privește escaladarea relațiilor sale cu Israelul, în primul rând, în condiții foarte complicate geopolitice în zonă. Însă, în ceea ce privește Ucraina, nu ne facem foarte multe iluzii. Rusia, de altfel, a bagatelizat această conferință de presă de pace la care nu participă, dar China și-a luat un angajament formal, acum la Paris. Cum vă spuneam, încă înainte de a ateriza la Paris, în editorialul pe care l-a publicat în Le Figaro, Xi Jinping spunea că înțelege această preocupare europenilor și că va face tot ce stă în putință pentru a găsi o rezolvare pașnică. Problema e ce înseamnă o rezolvare pașnică. Nimeni nu-și face iluzia din punctul ăsta de vedere că pacea se va instaura în iulie.
imagini în direct acum de la Paris, cuplul prezidențial francez îi așteaptă pe președintele Chinei și soția acestuia, un dineu de gală la Palatul Élysée. Imaginile pe care le vedeți în momentul ăsta sunt în direct. O primire cordială, cele două cupluri prezidențiale s-au văzut astăzi deja. Ne povestea domnul profesor Pârvulescu că există o relație mai veche de apropiere între președintele francez și cel chinez. Se pregătesc pentru o fotografie oficială înainte de gală. Vedeți în spate și garda de onoare. Este un dineu special și începutul unei vizite cu trei destinații în Uniunea Europeană pentru președintele Chinei. Una din principalele scopuri ale acestei vizite e o discuție legată de relațiile economice între Europa și China, relații pe care Europa vrea să le regleze, deranjată de afluxul de mărfuri și produse chinezești, care vin la prețuri mult mai mici, pe de o parte din cauza costurilor mici de producție, costurilor legate cu forța de muncă în China, dar și pentru că guvernul de la Beijing are o politică specială, subvenționează mare parte din companiile care fac export în Europa și nu numai. O discuție specială este legată de mașinile electrice. O mulțime de companii chinezești produc mașini electrice cu dotări competitive, dar și prețuri pe măsură, pentru că se bucură de subvenții din partea guvernului chinez și au început deja de o bună bucată de vreme să atace piața europeană în detrimentul producătorilor autohtoni de autoturisme, care au trecut, desigur, de ani buni și la producția de mașini electrice și care acum se văd puse în fața unei concurențe acerbe a unor mărci venite din China. Ne uităm la imagini, ele sunt în direct, începe dineul acesta din această seară, o să revenim cu imagini de acolo. Ne întoarcem la discuția din studio, domnule Diaconescu. Vorbeam despre China și rolul pe care ar putea să-l aibă în oprirea Rusiei și a războiului din Ucraina. Deosebit de Rusia, care practic transmite mesajul, în special în ceea ce privește insecuritatea pe care o poate genera la un moment dat, China are un mesaj economic, într-o ordine de priorități. Agenda lor este cât se poate de clară din acest punct de vedere, nu poate fi neglijată din perspectivă economică China. Ceea ce ar dori Uniunea Europeană este un raport oarecum echitabil pe piață, pentru că, așa cum bine ați menționat, subsidiile pentru firmele chinezești care participă la licitații, care intră în tot felul de jocuri de piață, venind direct de la stat, creează un avantaj oarecum artificial, plecând de la regulile economice. În altă ordine de idei, sigur că rivalitatea sistemică cu Statele Unite își găsește din perspectiva Chinei și un anume tip de proiecție în Europa și față de europeni. Nu este întâmplător faptul că a mers să se întâlnească cu președintele Macron. Într-adevăr, mai discutam, s-a încercat la un moment dat și aducerea cancelarului Scholz. Nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că binomul franco-german ar fi însemnat și din perspectiva Chinei un anume tip de relație. În ceea ce privește Federația Rusă și spațiul CSI, nu numai cooperarea, așa cum este ea și privită cu foarte multă, cu mult scepticism de lumea liberă în condițiile de război, ci și intervenția Chinei în anumite zone, în spațiul CSI, de exemplu, au zone investiționale extrem de serioase, unde Federația Rusă practic nu poate ține pasul cu ceea ce înseamnă proiecția economică a Chinei. Ocuparea Crimeei, de exemplu, de Federația Rusă în anul 2014 a generat o problemă în legătură cu marele proiect al drumului Mătăsii, care urma să treacă prin Crimeea. Deci, sunt, într-adevăr, elemente
foarte complicate din acest punct de vedere, dar da, China are un anume tip de preemțiune și privește foarte competitiv însă spre Statele Unite. Ceilalți sunt parteneri de drum la un moment dat. Domnule Vladimir Ionaș, știți că vă aduceți aminte la începutul războiului din Ucraina, unul dintre motivele pe care mulți analiști internaționali le puneau în spatele demersului conflictului generat de Vladimir Putin era nevoia de recunoaștere a rolului pe care Rusia l-a pierdut la nivel internațional în jocurile geopolitice. China joacă economic, Statele Unite desigur joacă economic, ei bine, Rusia nu avea și nu are nicio prezență economică și atunci s-a întors cu partea militară, cu ceea ce avea la dispoziție. Poate fi prin astfel de întâlniri și prin strângerea sau reglarea unor astfel de relații economice scoasă din joc Rusia din nou? Evident, Rusia nu a contat în războiul ăsta economic. Avea resurse pe care le oferea la prețuri, să spunem decente, multor state europene, occidentale, dar niciodată nu a fost în războiul acesta economic între China, Statele Unite și, să spunem, și Europa, Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere, discuțiile și despre mașinile electrice nu țin atât de mult de modul în care companiile care produc mașini electrice în China intră pe piața europeană, cât despre nevoia de acces la ceea ce are China pentru producătorii europeni și nu numai, inclusiv cei din Statele Unite. Din păcate, piața mașinilor electrice este dependentă de China, dependentă de resursele pe care le are China, de ceea ce rafinează China și au nevoie toți producătorii. Cred că cel mai bun exemplu e cea mai cunoscută marcă de mașini electrice americane, care și-a propus să scoată o mașină electrică ieftină, cu care se lupte cu, inclusiv cu cele chineze, și pentru a o produce trebuie să ducă tot în China să o producă, nu poate nicăieri în altă parte. Pentru că, pe de o parte, accesul la acele resurse este mult mai scump, pe de altă parte, inclusiv forța de muncă, evident că e mai ieftină în China. Cred că aici e discuția și aici se trebuie purtat dialogul, nu știu cum, pentru că pe de o parte mergem pe această idee de a scădea amprenta de carbon, a scădea poluarea, pe de altă parte tot ceea ce face China pentru a avea aceste resurse ieftine creează o amprentă de carbon, o poluare uriașă. Deci nu știu cum, unde este soluția de mijloc, dar probabil aici se poartă negocierile, pentru că toată industria auto europeană este interesată să găsească. Recent am citit un interviu cu CEO-ul de la BMW care spunea că își petrece cea mai mare perioadă a timpului în China. De ce? Pentru că acolo poate avea acces la toate aceste resurse de care are nevoie pentru a crește producția autoelectrică în cazul acestei mărci. Domnule Prăvulescu, întorcându-ne puțin la felul în care poate influența China politica Rusiei, este fezabil să ne gândim că ar putea China să schimbe politica pragmatică pe care o descriați dumneavoastră puțin mai devreme și să oprească ajutorul în și comerțul microchipuri pentru drone și rachete și așa mai departe? La ce ar folosi? Pentru că întotdeauna trebuie să ne întrebăm la ce folosește o anumită politică. Care sunt câștigurile și care sunt pierderile dintr-o politică și din alta. China nu are interesul ca Rusia să devină o mare putere și să învingă, dar nici să fie înfrântă. Ca urmare, China va sprijini în continuare în același fel Rusia, cum a făcut-o și până acum, încercând să joace un rol important. Trebuie să spunem ceva. China nu mai este dragonul care era în urmă câțiva ani de zile. Creșterea economică este în cădere, șomajul crește, cei de generația mea vor ajunge la pensie și nu vor avea pensii. E o problemă foarte importantă. Șomajul în rândul tinerilor este imens, atinge 23%. Sunt foarte multe probleme pe care le are. Au încercat să dezvolte o piață chinezească care să
îi dispenseze de piețele externe și n-au reușit, inclusiv în ceea ce privește mașinile electrice, trebuie să vândă o treime din producție în afară și ăsta este motivul pentru care vin cu prețul de dumping. Am văzut astăzi pe televiziunile franceze o comparație foarte clară între o mașină franțuzească și o mașină chinezească, aceeași mașină de altfel. Cum știți dumneavoastră că mai e și o mașină românească care este făcută în China și seamănă perfect cu o mașină chinezească care are și un preț mai mic în China. E bine, prețul mașinii franțuzești era de 38.000 de euro, acelei chinezești ajunsă pe piața europeană era de 27.000. Deci era un avantaj net, clar, din acest punct de vedere. Erau aceleași înzestrări, aceeași puterea bateriei. Deci totul era asemănător, până și designul era asemănător, chiar și cel interior era strigător la ochi, dar știm deja acest lucru, ne-am obișnuit cu el. Ca urmare, China are nevoie de piața europeană, Europa are nevoie de forța de producție chinezească, pentru că nu... Încă India nu poate să preia partea manufacturială pe care China și-a dezvoltat-o asidu vreme de zeci de ani. Vorbim de 30 de ani în care China a dezvoltat această piață, plecând de la o producție neinteresantă, de categorie inferioară și ajungând în momentul de față la succesuri extraordinare. Deci va exercita o influență atât cât este necesar și în funcție de contextul geopolitic. De exemplu, dacă nevoia de a avea o piață europeană deschisă va fi mai importantă decât poziția Rusiei, va face presiuni mai mari asupra Rusiei. Dar trebuie să lămurim un lucru, alegerile americane vor juca un rol crucial. Continuăm discuția, luăm mai întâi o pauză, după ce ne întoarcem un amănunt extrem de interesant, unul dintre cei care sunt prezenți în această seară, în studioul Digi24, a avut ocazia să-l cunoască personal pe președintele Chinei. Ne va povesti imediat după pauză ce fel de politician și lider de stat este. Rămâneți alături de noi! Ne-am întors, suntem din nou în direct în studioul Digi24, în continuare Cristian Pârvulescu, Cristian Diaconescu și Vladimir Ionaș. Domnule Diaconescu, l-ați cunoscut pe președintele Chinei. Ați avut o întâlnire oficială cu acesta. Haideți să ne povestiți. În primul rând, trebuie înțeles un lucru. La aceste nivele este vorba de semnal. Contează mai puțin persoana, în sfârșit... legitimări într-o formă sau alta, faptul că președintele Chinei transmitea României semnalul că diferența de nivel nu contează din punct de vedere al dialogului bilateral, reprezenta prin însăși acest gestică un anume tip de semnal. Deci s-a părut, sunt foarte atenți la ceea ce transmite indirect partenerul și puterea globală care este China celor cu care se află într-o relație preferențială, un anume tip de istoric favorabil și în egală măsură, funcție evident de interese, perspectivele unui viitor de construcție. Așa, sigur, mai puțin un dialog, ci o comunicare de mesaje mi s-a părut extrem de interesant. Repet, și plecând de la faptul că președintele Chinei, primea un ministru de externe, indiferent cum se numea. Deci v-a primit în momentul în care erați ministru de externe, în 2012. În 2012. Și, sigur, un aport serios a avut unii cei mai experimentați diplomați pe care i-am avut, ambasadorul Sticioaia, care era ambasador la Beijing, ulterior în Uniunea Europeană, practic era sinologul consacrat al Uniunii Europene, deci nivelul său de... interferență de relații, mă rog, era unul extrem de ridicat la Beijing. Dar, repet, contează mai puțin persoanele, cât faptul că, indiferent de diferența de nivel, China, prin șeful statului, a dorit să transmită un astfel de mesaj României. Vi s-a părut că omul din spatele acestei funcții?
echilibrat, fără o gestică suplimentară, mă rog, deloc arogant, pur și simplu, liniar și, repet, extrem de ofertant din punct de vedere al cunoașterii atitudinii Chinei față de România. Deci, spunând cât se poate de clar care este poziționarea la aceste nivele, nu poți decât să iei ca atare un astfel de mesaj. Deschis, fără niciun fel de asperități sau aroganță, nu, niciun fel. Adică vorbitor de limba engleză. Da. Un bun vorbitor de limba engleză, că... După modesta mea părere, da. Bun. Domnule Purpulescu... Și aceasta era o formă de intimitate, dacă faptul că nu discuți prin translație. Rolul Chinei acum, la nivel internațional, domnule Diaconescu, care este, în opinia dumneavoastră? Sigur, observați, există anumite echilibre, iar China este un jucător de care trebuie să se țină seama, din diverse perspective. Dau, să spunem, exemplu americanilor. Americanii recunosc o singură China și, pe de altă parte, sprijină Taiwan. Ar părea o contradicție în termeni. Și cu toate acestea, există, în perspectiva acestei rivalități sistemice, un anumit tip de apropiere pe de-o parte și de disociere pe de altă parte. Trebuie înțeles că, la nivelul marilor puteri din care China face parte, nu există un singur dosar. Sunt camere întregi de dosare. Dacă la un moment dat în atenția opiniei publice poate să apară o relație ceva mai apropiată între China și Federația Rusă, fiți sigur că există teme care îi disociază în foarte multe alte zone. La fel și cu lumea europeană sau cu cea americană. Deci, din acest punct de vedere, în ceea ce vorbim acum, aspectul economic generează probleme în lumea liberă, lumea noastră. Faptul că China, într-adevăr, are o acțiune proactivă foarte complicată din această perspectivă și sprijinul Federației Ruse. Aceste două paliere aproape pun în umbră situația Taiwanului. Evident, Federația Rusă a și transmis mesaje către Beijing în legătură cu un anume tip de sprijin nediferențiat și neclar privind Taiwanul, dar Beijingul a sugerat Moscovei să-și vadă de problemele sale. În legătură cu Taiwanul, o linie politică, ceea ce este interesant, extrem de consecventă a Chinei, spune reunificarea este o prioritate, este o necesitate, folosirea forței, ceea ce generează preocupare, fiind însă ultimul argument. Deci, până la folosirea forței, Beijingul consideră că are multe alte forme de a genera această reunificare cu Taiwan. Bun. Faptul că nu se iese din acest mesaj și că nu s-a generat un anume stare de insecuritate iminentă, e bine, creează un anume tip de orizont ponderat, mai ales în zona Washingtonului, în ceea ce privește însă zona Indo-Pacifică, unde China are o prezență destul de complicată și destul de amenințătoare, e bine, acolo concentrarea americană în perioada următoare va fi una foarte serioasă. Mi se alătură discuției în această seară și fostul ministru de externe, Adrian Cioroianu. Bună seara, domnule Cioroianu! Bună seara, bună seara tuturor! Ne uităm, domnule Cioroianu, la aceste imagini din Franța, unde la ora la care noi vorbim are loc un dineu în cinstea președintelui chinez, invitat al președintelui francez Emmanuel Macron. Este prima țară din Uniunea Europeană pe care o va vizita președintele Chinei. Am vorbit până acum și cu ceilalți invitați din studioul Digi24 despre rolul pe care ar putea să-l joace China în conflictul din Ucraina. Care e opinia dumneavoastră? Toată lumea are mari așteptări. Probabil că într-o oarecare măsură China s-a implicat, nu foarte mult însă, pentru că rezultatele dincolo de acel plan de pace lansat acum bine de un an de zile și care a fost destul de, cum să spun, incolor, inodor, a trecut neobservat, nouă înșine ne e greu să ne aducem aminte sau să cu ceva precizie ce anume cerea. Dincolo de aceste lucruri a fost mai mult un soi de balet diplomatic, un soi de promisiuni, dar nu foarte spectaculoase.
ceva livrări de tehnologie către Rusia, asta e clar, ceva cumpărături făcute de pe piața hidrocarburilor rusești, ceea ce a permis Rusiei să se să continue această aventură războinică. Deci, din acest punct de vedere, China poate face cu mult mai mult și este motivul pentru care atât administrația americană, prin secretarul de stat Blinken, cât și sunt convins și președintele Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen, îi vor spune exact același mesaj. China poate face mai mult prin a convinge pe Vladimir Putin să pună capăt acestei aventuri războinice într-o formulă, evident, care să salveze fața tuturor. Adică e puțin probabil ca mâine președintele Xi Jinping să-i ceară lui Vladimir Putin să se sacrifice sau să, mă rog, să dea înapoi, să elibereze Crimea, așa ceva, n-are rost să ne așteptăm, dar un început al unor negocieri mediate de oricine ar fi disponibil, de la Turcia, la China, mă rog, Uniunea Europeană, în fine, Franța, de ce nu, Franța. Franța, vă aduc aminte, probabil a discutat deja, Franța trimite mâine ambasadorul său la Moscova, va participa la ceremonia de inaugurare a noul al celui de-al, nu se mai știe câtele mandat al președintelui Putin. Germania nu-și trimite ambasadorul, Franța o va face. Deci, din acest punct de vedere, președintele Macron se poziționează ca un viitor, ca și președintele Xi Jinping, ca viitor lider ai unei coaliții de voință care să-i aducă pe ruși și pe ucraineni la masa negocierilor. Vom vedea, China, repet, poate face mai mult. Domnule Părvulescu, președintele Xi Jinping nu a ales întâmplător cele trei țări în care vine în Europa. Vorbesc analiștii europeni despre o politică de divide și cucerește. Acum nu știu ce poate să divide și să cucerească, pentru că Macron a făcut demonstrația aducând-o pe Ursula von der Leyen, chiar dacă nu a reușit să-l aducă și pe Olaf Scholz, au discutat vineri despre această vizită, a reușit să dovedească că există o viziune europeană. Acum Orban este permanent un adversar al politicii europene, poziția sa proruse este cunoscută. Dar ceea ce vrea, și vă spuneam asta și într-o intervenție a mea precedentă, este să sublinieze că Europa poate să joace un rol particular, nu trebuie să fie neapărat o anexă a Statelor Unite ale Americii, ceea ce este poziția tradițională a Franței, pentru că se mai sărbătorește ceva astăzi cu acest dividend și cu această vizită, 60 de ani de relații sino-franceze, pentru că în 1964 generalul de Gaulle începea relațiile diplomatice cu China populară cu 11 ani înaintea Statelor Unite ale Americii. Și era un semnal pe care chinezii l-au apreciat foarte mult la momentul respectiv. Făcea parte, încă Franța făcea parte din NATO, încă sediul NATO era la Paris, dar președintele francez transmitea un semnal cât se poate declară din acest punct de vedere americanilor, în ceea ce privește o politică franceză și, dacă vreți, o politică europeană cât se poate de coerentă. Trebuie să spunem că noi nu avem o politică europeană a apărării astăzi din cauza acelui Charles de Gaulle, care în 1954, împreună cu comuniștii francezi, au distrus visul lui Jean Monnet de a construi o politică de apărare, care era al treilea pilon al politicii europene și n-am putut să o construim nici până astăzi, din nefericire. Și suntem dependenți față de americani, ceea ce, sigur, pe de o parte ne asigură, pentru că americanii au forță, pe de altă parte ne slăbește, pentru că nu avem propria noastră forță ca europeni. Franța, cea mai importantă putere militară a Uniunii Europene astăzi, este nesemnificativă din punctul de vedere al forței sale în raport cu Rusia, spre exemplu. Deși Rusia, din punct de vedere al economiei, nu are nici pe departe importanța Franței. Dar da, transmite un semnal, dar pe de altă parte vă spuneam, președintele chinez și China este foarte interesată de o relație cu Europa, pentru că trebuie să aibă o piață de desfacere, pentru că nu au alternativă la această piață de desfacere. Balcanii, în schimb, care sunt o zonă de interes pentru Rusia, sunt foarte importanți și pentru China. Vorbim de Serbia, dar nu trebuie să uităm că e vorba de relația cu portul Pireu,
care este un porc chinezesc în momentul de față, preluat de chinezi încă din timpul marii crize din 2008-2010, și trebuie construite rețele care să transporte mărfurile chinezești spre Europa Centrală din zona respectivă. Aici gândiți-vă la importanța pe care o va China în liniștirea rebelilor Huti, pentru că pentru China Marea Roșie devine esențială în transportul mărfurilor chinezești către portul Pireu, care va fi principalul centru de descărcare a mărfurilor chinezești în Europa. Nu va mai fi Rotterdam, cum se întâmpla până acum. Este o schimbare radicală de zonă de interes. Și evident, pentru Xi Jinping este important ca țările din Balcan să înțeleagă foarte clar mesajul. Deci, vă spuneam, este... Vladimir Putin nu poate privi foarte liniștit aceste vizite, pentru că nu sunt doar niște simple vizite de curtoazie, sunt o încercare efectivă a Chinei de a prelua de la Rusia relația privilegiată cu aceste state. Domnule Ionaș, în România relația cu China a fost în mult timp chiar un subiect tabu. Au fost politicieni care au fost acuzați că au relații mult prea strânse cu China și așa mai departe. Cum ar trebui să arate relația dintre București și Beijing? Ținând cont și de relațiile istorice, cred că România ar trebui să aibă o relație deschisă, corectă cu China, inclusiv pe plan economic. De ce nu? Nu știu de ce a existat această reacție negativă referitoare la orice posibilitate de dialog între București și Beijing, probabil plecând de la faptul că Beijingul, cel puțin din punct de vedere economic, este văzut ca principal inamic de către Statele Unite ale Americii și mulți dintre politicienii români în momentul de față consideră că linia pe care merge Washingtonul trebuie să fie cea pe care merge și Bucureștiul. Nu am văzut deschidere în interiorul clasei politice pentru o astfel de relație. Din punctul meu de vedere, președintele Xi Jinping face această vizită și această lung dialog cu președintele Macron și gândindu-se la ce se va întâmpla în noiembrie în Statele Unite ale Americii, pentru că o eventuală schimbare la Casa Albă probabil va veni cu un război economic mai dur între Statele Unite și China. Este de așteptat. Declarațiile fostului președinte Trump din ultima perioadă indică o astfel de schimbare de direcție și atunci probabil încearcă într-adevăr să aibă în Uniunea Europeană, în Europa, un partener economic, o piață de desfacere pe care să fie sigur în perioada următoare. Domnule Diaconescu, sunteți de aceeași părere? Da, este o relație într-adevăr cu multe argumente istorice, ceea ce pentru China contează. Este vorba de o superputere, ceea ce în egală măsură trebuie avut în vedere în ce contexte intri într-un anume tip de cooperare. Da, se poate cu o politică inteligentă gestiona o astfel de relație în așa fel încât să nu ți intri în coliziune cu partenerii strategici, fără doar și poate. Deci, nu neapărat afilierea la o tabără sau alta, negând total cealaltă zonă, reprezintă cel puțin din punct de vedere diplomatic o soluție pentru un stat înțelept. Sunt anumite domenii în care, sigur, trebuie avut grijă, sunt anumite domenii în care se poate gestiona relația bilaterală, repet, plecând de la aspectul istoric al acesteia, cum avem și dezvoltările în Orientul Mijlociu. Cum puține state din Europa, pot să spun, au acel nivel de așteptare, acel nișe de oportunitate pe cum le aveam noi. Bine, le avem, ok, în Orientul Mijlociu. Este aceeași situație. Și acolo sunt interese extrem de complexe, care oscilează funcție de marile puteri globale față de care, la rândul său, România are o serie de relații și raportări. Deci, din acest punct de vedere, ține strict numai de înțelepciune și de capacitate profesională. Le reamintesc celor de acasă o informație care a apărut în urmă cu puțin timp, un anunț legat de faptul că președintele României, Klaus Iohannis, va merge în Statele Unite, șeful statului se va întâlni pe 7 mai și cu președintele american Joe Biden. În această delegație, o vizită de lucru,
este ea. Vor merge și ministrul de externe, Luminița Odobescu, și ministrul de interne, domnul Cătălin Predoiu. Domnule Cioroianu, care ar trebui să fie importanța acestei vizite? E de presupus că va fi o discuție și despre anunțata candidatură la șefia NATO a lui Klaus Iohannis? E și acest subiect, n-am niciun fel de îndoială că va figura în cursul discuțiilor, dar să știți că orice întâlnire de acest tip între un președinte al României și un președinte al Statelor Unite este importantă măcar din două considerente. Pe de o parte este acest parteneriat strategic dintre România și Statele Unite, care, permiteți-mi să vă spun, că rămâne în vigoare indiferent de președinți. Pe de altă parte este locul nostru pe hartă. Locul nostru pe hartă, în vecinătatea unei puteri agresive, în vecinătatea unui teatru de război, în vecinătatea unei Republici Moldova, care are provocările și stresul pe care îl putem bănui, într-un an electoral peste tot în lume. Deci vizita cred că e mai importantă decât o simplă discuție despre mă votați sau nu mă votați la șefia NATO. Eu am convingerea că președintele Iohannis joacă la mai multe capete, cum titra emisiunea noastră despre un alt personaj. Până la urmă, aceasta e politica. Toți oamenii politici nu spun ouăle, să vorbim în termeni pascali, ouăle în același coș. Cred că și președintele României face la fel, dar evident că discuția este importantă. Nu-mi dau seama de ce a fost anunțată cu puțin timp înainte de a se desfășura. Probabil că a ținut și de programul celor doi președinți, mă refer la programul președintelui Biden, la programul președintelui României, dar vizita e importantă și cred că în zilele următoare vom avea ce discuta și, într-adevăr, ați punctat foarte bine, e bine să fim atenți și la cei care îl însoțesc într-o astfel de vizită. Din câte am înțeles, sunt externele și apărarea, ceea ce spune ceva despre caracterul acestei vizite. Domnule profesor Pârvulescu, o vizită anunțată în urmă cu puțin timp, mâine înțelegem că ar trebui să aibă loc întâlnirea dintre cei doi președinți, președintele Joe Biden și Klaus Iohannis, va fi primit la Casa Albă Klaus Iohannis. Da. Vizita a fost anunțată în urmă câteva ore deja. Președintele este în drum spre Statele Unite ale Americii. Răuvoitorii vorbesc deja de avionul de lux, evident. Va fi probabil iarăși un subiect, nu conținutul vizitei, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori în aceste atacuri permanente și nejustificate împotriva președintelui României, care vin din partea unora care își doresc să bagatelizeze importanța vizitelor pe care le face. Acum, vizita în Statele Unite ale Americii este importantă. Contextul pe care l-ați avut în vedere va fi cu siguranță discutat. Faptul că președintele Biden a acceptat această întâlnire, pentru că evident cel ocupat este președintele american, mai ocupat este președintele american, este cât se poate de interesant și va naște foarte multe speculații în România. Vom urmări durata vizitei, intensitatea vizitei. Este vizită de lucru, din câte am văzut. E a câta vizită pe care o face președintele României de când este în funcție în Statele Unite ale Americii. A treia, l-a întâlnit de două ori pe Donald Trump și de fiecare dată vizitele lui au fost importante. Prima dintre ele, vă aduceți aminte, este vizita în care o jurnalistă din România a smuls președintelui Trump promisiunea că va respecta articolul 5 din tratatul NATO, pentru că exista o îndoială că va face și acum avem îndoieli că dacă va veni președinte, va face, pentru că explica că nu poate să, în interviul pe care l-a dat în Time, în urmă cu câteva zile, că nu poate să intervină pentru orice stat și stătuleț din NATO pe de-o parte și pe de altă parte că este convins că aceste state n-ar face nimic dacă Statele Unite ar fi agresate, ceea ce trebuie să-ți precizăm este un fals grosolan, pentru că singura dată când articolul 5 a fost activat a fost după atentatele teroriste din 11 septembrie, când Statele Unite au fost lovite pe teritoriul lor și au cerut sprijinul NATO și l-au avut în intervenția din Afganistan. Deci este indiscutabil că este important NATO pentru Statele Unite ale Americii, nu doar
pentru țările noastre, pentru că dacă Statele Unite ale Americii își dorește să fie o putere globală, are nevoie de această instituție, fără ea nu poate. Dar nu intrăm acum în toate aceste amănunte de politică internă, e importantă această vizită, s-a muncit, din câte știu eu, enorm de mult pentru realizarea ei. Ea era în construcție de ceva vreme, dar iată că în final diplomații români, Ministerul de Externe, lobby-urile pe care le-am contactat la Washington au ajuns să facă posibil această întâlnire și este cu o lună înaintea întâlnirii cruciale în care ar trebui să se discute viitorul conducerii NATO. Mi s-a alăturat discuției în această seară și profesorul de studii diplomatice de la Oxford, Corneliu Biola. Bună seara, domnule profesor, și mulțumim că v-ați făcut timp. O vizită anunțată acum câteva ore a președintelui României, Klaus Iohannis, în Statele Unite. Se va întâlni acolo, le repet telespectatorilor, și cu președintele american, Joe Biden. Cu siguranță, una dintre temele discutate, mizele sunt însă și altele și o să vă rog să ni le explicați dumneavoastră, dar cu siguranță o temă va fi și aceasta la care făcea referire profesorul Pârvulescu, anunțata candidatură a domnului Iohannis la șefia NATO. Într-adevăr, și cred că domnul președinte a anunțat de mai mult timp că este interesat să aibă o discuție și la Washington pe această temă. Este puțin cam târziu, aș spune eu. Celelalte candidaturi deja, candidatura lui Marluț a fost anunțată, a fost susținută chiar oficial de către Turcia. Singurii candidați care încă, sau țări care și-au mai manifestat sprijinul pentru președintele român, sunt Ungaria și, într-o anumită măsură, Slovacia. E greu de presupus că președintele Iohannis va putea să întoarcă acest lucru în favoarea sa. Dar cred că mai sunt și alte puncte pe agenda și cred că o parte se referă la, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în momentul de față în situația în Ucraina, ce se întâmplă după posibila ofensivă rusească din mai, foarte probabilă, nu posibilă, foarte probabilă ofensivă rusească din mai iunie, situația care se amenințarea care preconizează pentru Moldova și parte din acest parteneriat strategic este vorba de consolidarea acestor relații care există între România și Statele Unite pe termen lung. S-a dezvoltat această bază de la Cugălnicianu care crește, este vorba și de o strategie pe Marea Neagră pe care Congresul American a aprobat-o acum câtva timp, dar nu a fost încă creionată. Acțiunile necesare care să o pună în fapt durează. Mai este și o problemă cu domnul președinte Iohannis, că de obicei el este, nu este foarte transparent. Dânsul nu este foarte transparent. Este o metodologie de a necomunica și care a creat probleme pentru poziția României în acest context și cred că îi afectează și poziția sa de candidat NATO, ca să mă întorc la prima temă. Dar, într-adevăr, eu aș privi mai mult ca parte din acest parteneriat strategic de consolidare, șansele lui de a deveni președinte, liderul NATO, cred că sunt reduse și cred că nici nu e persoana cea mai potrivită pentru această poziție. Bun. Domnule Diaconescu, merg către dumneavoastră. O astfel de întâlnire se negociază cu mult timp înainte, nu are loc de pe o zi pe alta. Poate fi această întâlnire, acest moment, poate fi unul în care, spre exemplu, și o să vă propun cu îngăduința dumneavoastră să intrăm pe tărâmul speculațiilor de data asta, poate fi un moment în care domnul Iohannis să anunțe că iese din această cursă, în care, în mod evident, matematic, dacă e să ne uităm, nu are o susținere care să-i acorde gândul că ar putea să și ocupe funcție. După părerea mea, nu cred că ar fi un moment, chiar dacă această decizie ar exista. Mai mult decât atât, până la urmă, ceea ce contează este consensul la sfârșit. Nu neapărat cine competiționează într-o formă sau alta, ci cum s-a generat consensul. Și niciodată nu vom ști până la capăt de ce pentru un candidat sau altul s-a obținut acest consens. Evident, pivotal este administrația americană. Dar, pe de altă parte, eu cred că este un moment extrem de important și este foarte bine că s-a reușit organizarea acestei vizite. Pentru că, să nu uităm, la Washington, în ceea ce privește un contact bilateral la cel mai înalt nivel
ceea ce aprobă președintele Biden. Iar el, ca personalitate, este tipul de politician, cel mai puternic om din lume, care nu se ferește să anunțe un anume tip de atitudine rezolutivă a Statelor Unite. Ei bine, în momentul în care se anunță, uriașul sistem de implementare a unor astfel de decizii se pune în mișcare și funcționează pe luni sau ani de zile. Chiar dacă titularul de la Casa Albă la un moment dat nu mai este același. Deci această vizită, după părerea mea, trebuie folosită intens, având în vedere, într-adevăr, perspectivele de extindere a conflictului, a crizei ucrainene, a crizei, nu neapărat a conflictului. În al doilea rând, anumite rezerve care au apărut în administrația americană în ceea ce privește prezența umbrelei de securitate la nivelul de până acum americană în Europa. Tema nu este numai a lui Biden privind cheltuielile deduse din buget pentru industria, pentru armată, pentru industria militară. Tema privind preluați-vă frontierele, oameni buni, din Europa, pentru că noi avem și un subiect în zona Indo-Pacifică, iar America nu se poate extinde pe trei conflicte, Orientul Mijlociu, zona Indo-Pacifică și Ucraina. Aceste subiecte, atenție, sunt politic dezbătute și încălzesc destul de serios nivelul decizional în America. Din punctul nostru de vedere, avem mii de militari americani și un general cu două stele aici. Ei bine, acest tip de semnal, dincolo de cel militar, aici e vorba de aspect securitar, este cât se poate declar că orice testare pe care ar dori să o facă stat neprieten în legătură cu România știe că va lovi steagul american. Și lovind steagul american, temele sunt cu totul altele și subiectele se pun în alt palier. Deci este un moment complicat, inclusiv din punct de vedere al deciziei americane. O reîmprospătare a acestor decizii, pentru că relația parteneriată între România și Statele Unite e una extrem de solidă. Dar aș vedea un moment politic extrem de sensibil față de care această vizită trebuie folosită la un nivel foarte ridicat. Domnule Ionaș, președintele Klaus Iohannis nu are o cotă de încredere deloc mare în România, dimpotrivă, și mulți analiști și observatori ai vieții politice de la București pun asta pe seama lipsei de comunicare, a deciziilor care s-au întors împotriva votului pe care la un moment dat l-a primit acesta, susținerii unor partide cu care inițial a fost în totală opoziție. Însă, merge președintele Klaus Iohannis acum în Statele Unite reprezentând România, reprezentând întreaga țară și interesele României. Care ar trebui să fie prioritățile sale și cum ar trebui să comunice mai apoi? Cum ar trebui să comunice nu cred că mai contează, pentru că nu a comunicat deloc în acești ani. A spus și noastră unul din motivele pentru care are cota de încredere pe care o are. Modul, linia de comunicare, transparența, inclusiv acum toată lumea știa că va face această vizită pentru a primi acel premiu, inclusiv în comunicatul dat de administrația prezidențială în care se anunță întâlnirea de la primirea de la Casa Albă, se vorbește mai mult despre premiu și acel Think Tank, ceea ce mie mi se pare incredibil, dar e decizia administrației prezidențiale. Nu știu dacă, probabil se va discuta despre NATO, nu știu dacă va avea vreo poziție președintele. Eu am fost printre naivii care a crezut că președintele a avut această discuție cu partenerul strategic înainte de a face anunțul. Nu știu dacă a avut-o sau nu, pare că nu, după cum se discută în momentul de față. E extrem de important că este primit la Casa Albă, este extrem de important că va avea o întâlnire și cu una dintre surprizele, da, vocea rațională din tabăra dură din Partidul Republican, cu Mike Johnson, va avea o întâlnire bilaterală și cu el. Întotdeauna vizitele la nivel înalt din România în Statele Unite și invers pentru mine sunt extrem de importante. De fiecare dată au adus rezultate importante, cel puțin la nivel de securitate pentru România. Probabil va fi și acum o discuție pe aceeași linie. Probabil se va discuta foarte mult și despre Republica Moldova și despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Să nu uităm că a fost votat acel pachet de ajutor și trebuie cumva să ajungă în Ucraina. România va juca din nou un rol extrem de important. Ce ne va comunica președintele după vizită,
Mi-e foarte greu să spun. Probabil ne va spune că a fost o vizită extrem de bună. Domnilor, vă propun să facem în felul următor. Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem însă, discutăm despre o săptămână importantă pentru Vladimir Putin și despre o anunțată, o presupusă ofensivă a Rusiei în Ucraina în următoarea perioadă. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors, dezbaterea continuă la Digi24. În studio sunt alături de mine în continuare domnul profesor Cristian Pârvulescu, domnul Cristian Diaconescu și Vladimir Ionaș, iar prin Skype sunt alături de noi Adrian Cioroianu și Corneliu Biola. Domnilor, discutăm și despre o presupusă, o pregătită ofensivă a Rusiei în Ucraina în următoarele luni. Începând însă această ofensivă cu un spectacol prelungit la Moscova, Vladimir Putin depune din nou jurământul, avem și defilări militare în următoarele zile acolo, deci mult festivism. Domnule Pârvulescu, sunt zile în care Vladimir Putin va încerca să țină agenda și va forța cel mai probabil și această ofensivă din nou pe frontul ucrainean. E deja început. Concentrarea de forțe există și este de mai multă vreme. Ucrainienii au rezistat într-un mod nesperat, în condițiile în care lipsa de militar și de muniție este cronică, dar au reușit să respingă sau să retragă tactic, astfel încât obiectivele pe care Vladimir Putin le trasase, și anume ca până pe 9 mai să poată să revendice o victorie importantă, pentru că victorii teritoriale poate să revendice. În fiecare zi aflăm că încă un sat a fost ras de pe suprafața pământului, iar armata rusă l-a ocupat. Da, Vladimir Putin încearcă în momentul de față să atragă atenția asupra persoanei sale. Începe al 6-lea mandat prezidențial. Sunt 24 de ani de cât conduce Rusia și a sperat să o transforme într-un mare imperiu, dar a rămas în continuare o țară nesemnificativă, așa cum era după căderea Uniunii Sovietice. Iar pe 9 mai va încerca să folosească elanul naționalist popular din Rusia pentru a justifica agresiunea sa împotriva Ucrainei. Ucraina va rezista, cu siguranță va rezista. Se spune că anul acesta nu va putea în niciun caz să organizeze o contraofensivă, ci abia anul viitor. Dar cred că Putin se va concentra mai mult decât pe ofensiva de pe teren, pe ofensiva din Statele Unite ale Americii și din statele europene, pentru că pe el îl interesează ca sprijinul militar pentru Ucraina să scadă. Vedeam la dumneavoastră mai devreme cum lipsa de sprijin american a schimbat cu totul situația pe front. Pierderile ucrainiene au apărut după luna octombrie, din momentul în care Statele Unite ale Americii n-au mai livrat nimic Ucrainei. Din acel moment, în fiecare lună, pierderile teritoriale au fost din ce în ce mai importante, înainte fuseseră câștigurile. Vă dați seama cât de important este pentru Putin să-și realizeze obiectivele de politică internațională cu sprijin intern. Dar nu există opoziție în Rusia în momentul de față, așa că nu are de ce să se temă. Vom asista la un spectacol, spectacolul încoronării împăratului, care însă va avea importanță doar pe plan intern. Un spectacol, spectacolul încoronării împăratului, domnule Adrian Cioroianu, la ce poate folosi lui Vladimir Putin acest spectacol? O bună parte din magia conducătorului în Rusia tradițional ține de spectacol. Fie că este spectacolul puterii, fie că este spectacolul politic amestecat cu, acest suport religios de care de regulă conducătorii ruși au parte, au avut parte și în timpul țarului, au avut parte indirect și în timpul lui Brejnev, să zicem. La fel va fi și acum. Rușilor le plac acești conducători puternici. Vladimir Putin o știe foarte bine, de aici întreaga această coreografie care pe noi în lumea occidentală ne neliniștește, dar în egală măsură ne amuză. Pentru că toată această, iată-l cum pătrunde prin masa de oameni care îl aplaudă, care aproape că ar vrea să-l atingă pentru a se contamina de la
de la puterea sa, e bine, rușilor le face plăcere acest tip de conducător. Și vedeți că acest calendar politic în Rusia este oarecum repetitiv, încercând să aducă în prim plan un conducător care știe să joace rolul, după ce o bună parte dintre rușii care astăzi îl admiră pe Vladimir Putin păstrează, din păcate, amintirile neplăcute ale începutului de an 90. Mai întâi acel Mihail Gorbaciov din ce în ce mai șovăitor, apoi un Boris Yeltsin din ce în ce mai confuz, care stârnea râsul, eu știu, presei sau râsul lui Bill Clinton, sau râsul multora din lume văzându-l în starea sa de euforie deseori. Or, Vladimir Putin pare un fel de pansament pus pe o rană identitară. La așa ceva trebuie să ne așteptăm mâine, la așa ceva trebuie să ne așteptăm în aceste zile în care vom vorbi despre 9 mai, despre ce înseamnă pentru Rusia 9 mai sau ce vrea să Vladimir Putin să însemne pentru Rusia 9 mai. În paranteză fie spus, până și Stalin a fost recalibrat în Rusia de astăzi, nu mai este un personaj toxic, este conducătorul care a câștigat al doilea război mondial, dar până una alta i-a sfătuit pe cei care ne privesc să urmărească și cine va trimite reprezentanți la această, hai să zicem, nouă încoronare a lui Vladimir Putin. Nu toate țările din Uniunea Europeană o vor face. Știm deocamdată că Franța o va face, Germania nu o va face, dar oricum e de văzut cine va fi de față la această nouă manifestare a puterii în Rusia, o piesă tradițională din coreografia politicii rusești. Domnule Corneliu Biola, ce credeți că va fi mai spectaculos și ce e mai important pentru Moscova? Acest spectacol, această coreografie, cum o numea domnul Cioroianu, sau ofensiva de pe front? Că pentru Putin, în momentul de față, se simte foarte îmboldit. Nu are, practic, niciun fel de opoziție politică. Un articol din Washington Post publica astăzi un articol care pe mine m-a înspăimântat. Vorbea de transformarea graduală a Rusiei într-o Coreea de Nord în mod accelerat. Sute de mii de oameni arestați, mai mult decât în perioada Brejnev, mai mult în perioada comunistă. Vorbea de o anumită dezvoltare ideologică, o conflație dintre religie și politică. Un critic al său din Rusia, care locuiește la Londra, denumea acest lucru de Sharia ortodoxă. O îndoctrinare masivă a tinerii generații, de la grădiniță, în școli, o rescriere a istoriei. M-a surprins chiar când vorbește, vocabularul este îngrozitor. Vorbește de Rusia eternă de 1000 de ani. A mai fost cineva care vorbea de Reich de 1000 de ani, care, în fine, s-a terminat destul de prost. Deci direcția care o ia Rusia în momentul de față este absolut îngrijorătoare pentru Europa. Cred că Putin se simte în momentul acesta îmboldit numai din cauză internă, dar granița între vestul liberal și ce există acest sistem autoritar trece prin Ucraina, trece prin Orientul Mijlociu și trece prin Taiwan. Aceste puncte de graniță, unul deja a luat foc, mă refer la Ucraina, unul mocnește în Orientul Mijlociu, iar cel în Taiwan încă rămâne deocamdată rece. Cred că se bazează pe viitor, asta e în convingerea sa, că la un moment dat toate aceste puncte de pe graniță dintre vestul liberal și statele autoritare vor lua foc și ăsta cred că este viziunea lui pentru al doilea mandat. Asta este și importanța când vorbeam de leadership, de ce pe partea europeană vestică e nevoie să vorbești. Și singurul care face în momentul de față o poziție cât de cât, o viziune articulată, este Macron. El vorbește de ordine de securitate europeană, de ordine economică, chiar și de ordine, într-un anumit sens, cultural. Mă refer la cele două speech-uri de la discursul care le-a avut la Sorbona și în Economist. Deci nimic bun care să ne așteptăm după această reîncoronare, ci doar un nou model de Coreea de Nord și un impuls, o agresivitate crescută, care ar trebui să dea gândit la toți în Europa și inclusiv la țările de pe graniță. Domnule Diaconescu, ce ar putea să facă Europa în fața
în fața unei Rusii și în fața lui Vladimir Putin, care, iată, intră într-o nouă eră de domnie. Să conștientizeze faptul că solidaritatea este acum mai importantă decât oricând, să-și aibă în vedere creșterea capacității militare, chiar dacă sunt costuri politice, despre acest lucru vorbim, ipocrizia unor relații duplicitare economice, mai ales sau financiare, trebuie să treacă, să nu mai existe. Și, în egală măsură, raportul de cooperare între Europa și Statele Unite să fie unul pus pe baze de recunoaștere a intereselor reciproce din multe perspective. Deci, în acest moment, președintele Putin nu dorește ca mandatul său să se suprapună pe războiul din Ucraina. Dorește ca mandatul său să se suprapună pe apărarea unor seturi de valori, așa cum le denumește. Ori aceste valori sunt puse în discuție în relația cu Occidentul și nu cu Ucraina. Ucraina este o zonă proxy care trebuie denazificată, tocmai pentru că aceste valori să fie în continuare promovate. Deci, Europa trebuie să înțeleagă faptul că, odată ce își asumă în al șaselea mandat un război al întregului popor, nu mai este numai un război al Kremlinului în Ucraina, și o atitudine care joacă pe toate planurile posibile, inclusiv trecând de linia roșie a amenințării nucleare, Europa trebuie să se arate solidară. Ținta Federației Ruse nu este să ocupe Hamburgul mâine. Ținta Federației Ruse este să provoace fisuri în ce înseamnă tot spațiul euroatlantic. O concluzie, domnule Vladimir Ionaș, ne întoarcem în România. Politicienii români sunt pregătiți să facă parte dintr-un astfel de joc, cum era cel descris de domnul Cristian Diaconescu? La prima impresie pare că nu, dar vor fi, să sperăm, prinși în val, da, spune, și vor fi obligați să devină pregătiți și să meargă pe linia pe care atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite o vor trasa foarte atent în relația cu Federația Rusă. Pentru mine, ceea ce se întâmplă în perioada aceasta în Federația Rusă e cât se poate de clar. Festivitatea de încoronare, să-i spunem așa, este o chestiune eminamente pentru piața internă. Gândiți-vă că toate masele, toți rușii, când văd toată elita rusească, intelectuală, politică, financiară, religioasă, că stă aliniată și face un culoar de trecere celui mai puternic om, are un impact și o simbolică extrem de importantă pentru mase, iar marea paradă de 9 mai a început deja în Federația Rusă. E un spectacol oferit pentru piața internă, a început de câteva zile cu prezentarea rușilor către pentru ruși de toate echipamentele confiscate de pe echipamentele occidentale. E un întreg spectacol pe care îl oferă eminamente pentru piața internă. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru comentariile din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine de la ora 20 într-o ediție specială. Până atunci, rămâneți alături de Digi24. Urmează știrile serii.